Continuăm cu un grupaj de știri realizate de Global News Alliance. De îndată ce a izbucnit războiul din Ucraina, Johnny și prietenii și-au mobilizat partenerii pe teren pentru a evacua persoanele cu dizabilități din zonele cele mai afectate de conflict din întreaga țară. Ei au salvat până acum 390 de oameni și le oferă sprijin pe termen lung pentru a le permite să se reintegreze în noua lor viață în toată Europa. Organizația creștină caritabilă Johnny and Friends a salvat până acum 390 de persoane cu dizabilități din unele dintre cele mai afectate zone de conflict din Ucraina, devastată de război. Fondatoarea și președinta organizației, Johnny Erickson, explică modul în care lucrează cu partenerii lor de pe teren. Partenerii noștri din țară evacuează, desigur, persoanele cu dizabilități din locurile problematice din estul Ucrainei și, cu dubițe, îi duc la Lusk, care este un punct de coordonare. Și apoi, bineînțeles, cu ajutorul sponsorilor Johnny and Friends, asigurăm costul autobuzelor mari cu ascensoare mecanice pentru a-i duce pe acești oameni în siguranță ca să treacă granița în Polonia. Odată ce ajung în Polonia, ei stau o noapte într-un hotel și apoi lucrăm cu partenerii noștri din Europa pentru a le găsi case primitoare și accesibile și mai apoi ei pot afla ce le rezervă Dumnezeu în continuare. Și unul dintre partenerii lor, Galina, și-a exprimat gândurile în timpul uneia dintre evacuările lor. În acest moment avem 41 de persoane care sunt din diferite părți ale Ucrainei. Sunt din Sumi, Harkov, locurile în care luptele sunt cu adevărat intense. Avem și oameni din Kiev. Desigur, se pare că am ajutat foarte mult, dar dacă te gândești că există peste 3 milioane de persoane cu dizabilități care locuiesc în Ucraina și nu toți au putut fi evacuați, te simți foarte trist. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această oportunitate de a ajuta acești oameni să fie evacuați și vreau să mulțumesc tuturor celor care au susținut acest proces. Și în timp ce organizația Johnny and Friends continuă să salveze mult mai mulți refugiați, ei oferă de asemenea sprijin pe termen lung pentru a ajuta la relocarea acestor persoane strămutate cu nevoi speciale în toată Europa.